Delegația din Ucraina a analizat alături de reprezentanții județului posibilitatea pregătirii unor proiecte comune care să fie depuse spre finanțare în cadrul programului ENI de cooperare transfrontalieră România-Ucraina 2014-2020. Astfel, în domeniul medical, ucraineni au propus reabilitarea două spitale regionale, dintre care unul în Solodvino. Pe tema siguranței granițe doresc instalarea unui sistem de monitorizare video a zonei de frontieră, iar în domeniul cultural au propus reabilitarea unor biserici de lemn aflate în apropierea graniței cu România. Alte proiecte propuse de partea ucraineană au fost legate de prezervarea pădurilor virgine existente în cele două regiuni sau activități de conservare și cercetare a culturii tradiționale din Maramureș și Transcarpatia. În concluzie, s-a agreat ideea realizării unei centralizări a propunerilor de proiecte din Maramureș și din Transcarpatia, urmând ca datele să fie transmise ambelor părți și să fie identificați în cel mai scurt timp potențialii parteneri. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 3 mai.